casa. Și aceea e casa bătrânească, cum da, ar veni. Da, făcută în anul 1918, la bunicul meu. Deci are peste 100 de ani. E făcută ca tiarul. Adică doar vara sau cum? Vara și iarnă stăteam cu vite. Și cât stăteați în casa asta? Câți oameni? Câte 3 copii, 4, ce frumos. 2. Cum se nimerea, cum se, nu? Cum se nimerea, da. Da, ce frumos e. Da. Incredibil. Suntem deasupra Bucovinei aici. Da. Foarte frumos făcut. Unul dintre cele mai frumoase peisaje. Da, haideți să vedem casa în care a copilărit Moș Costan. Aici unul dintre nepoți ridică o cabană. Încă nu știm dacă o să primească și turiști, dar noi sperăm să fim printre primii în cazul în care se hotărăsc. Ia, uitați, e destul de mare, foarte frumoasă din lemn și priveliștea este uimitoare. Ce bijuterie frumoasă e casa! Aici întuneric. Asta e soba. Da. Patul. Aici cupior. Poți să dormi și acolo după. Poți să dormi cineva. Laița. Laița, cum a fost mai de mult. Da, podeaua e originală? Da, sau? Podeaua eu am făcut. Știți că noi vrem să venim aici să ne cazăm. Când o fi. Da, se poate. Mulțumim. Asta ce e? Aici e vingul, să se ține. Ah, vingul masculin. Da, da, da. Dar și sus se poate face ceva cu o scară? Se mai poate face o cameră acolo? Acolo ea se fumă. A fumat slănina? A fumat slănina, carne. Ah, e bun. Cum a fost mai de mult. Da, țineau, da, da, da. Țineau un pot, un pot fuma, a fumat. Da, nu. A fumătoare. Da, n-a fumătoare. Da, da, poate.